Salut! O să vă prezint în continuare ce am meșterit eu astăzi. Mai precis, un cronometru cu oră, minut, secundă, zecim și sutim de secundă. Bun, este ușor de făcut. Mach 7219 plus celulele de afișat se găsesc de cumpărat pe internet. Admega 8, 3 butoane, unul este pentru stop, unul este pentru reset și unul este pentru start. L-am verificat și l-am testat și în format fizic, dar n-am apucat să-l supraveghez până la final, să vedem cum se schimbă orele, dacă sunt probleme. Dar o să-l verific și dacă cumva sunt probleme, o să updatez codul pe pagina electronică aplicată. Bun, haideți să ne apucăm de treabă. După ce am făcut schema, bineînțeles, intrăm pe pagina electronică aplicată. Eu aveam selectat codul. La cronometru, ore, minute, bla bla bla. Avem și codul hexadecimal. Și începem să selectăm de aici de sus, chiar de sub cod. Și ușurel așa mergem în jos. Eu mă deplasez un pic mai greu pentru că am laptop și mare cam rău touchpad-ul. Și selectăm până aici așa, unde scrie FF. După ce am selectat, dăm un clic dreapta, copiem codul, mergem în calculator, eu o să-l fac pe desktop, nu, text document, deschidem, clic dreapta, editim codul, închidem, salvăm, schimbăm extensia din TXT în HEX. Da. Bun, acum cu driverele pentru USB ASB instalate în calculator. Aici așa le vede, USB-ASP, instalat în mod corect. Deschidem Extreme Burner-ul. Setăm modelul microcontrollerului, la mine este deja setat. Încărcăm codul în program. Desktop. Mergem unde am făcut, unde am luat codul și l-am selectat, mai precis New Text Document, X. Open. Vedem aici așa codul, hexadecimal. Și îi dăm scriere. Din cauza că am o cameră de 2 lei, în montaj fizic a trebuit să-i pun intensitatea luminoasă la 1, pe site este la 8, deci o să se vadă un pic mai strălucitor. Și bun, să vă arăt și cum funcționează, dar din nefericire eu am un singur buton pentru pornire, nu am butoanele fizice pentru reset și pentru stop, dar funcționează că sunt testate. O să-l opresc un pic, o să-l pornesc și de buton îi dăm drumul. El pornește, afișează, dacă aș avea și butoanele de oprire și de reset, la butonul oprire, așa cum se poate vedea aici, se oprește cronometru. Dacă îi dăm în continuare să cronometreze, cronometrează în continuare. Dacă îi dăm reset, revine totul la zero.
Bun, a rămas la încărcarea programului. Deci cu programul încărcat în extrem burner, îi dăm scriere totală. După ce o să scrie, nu o să se mai vadă așa bine montajul fizic, pentru că are intensitatea luminoasă mai mare și camera mea este de 2 lei și nu prea face față, dar oricum se vede că funcționează. De buton îi dăm drumul, el începe să numere și cam asta a fost. Dacă vreți să-l faceți, vă doresc spor la muncă și succes! Vă mulțumesc pentru vizionare și când o să mai mermelesc, meșteresc câte ceva, o să pun să vă anunț și pe dumneavoastră.